Ia câteva, nu trebuie pe toate odată. Ia-le întâi pe astea din fața ta și după aia pe celelalte. Cele de acolo. Cum? Lasă-le pe alea, că le iau eu. Uite, ia-le pe astea, poți să le iei pe astea. Așa. Păi alea le punem tot cu celelalte, dar le pun eu, că sunt mai grele, că sunt mai multe. Da? Vă salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Eu sunt Bogdan și împreună cu băiețelul meu Nicolas ne-am pus puțin pe grădinărit. Mai exact, facem o curățenie, ca să zic așa, o curățare a lăstarilor care au crescut la fructele de pădure. Îi mai tai puțin. O să încerc să... Da, Nicolas? Nu, pe alea, că le-am pus separat. De ce? Deci asta ți-am zis, astea vreau să le pun în pământ să facă rădăcină. Da, așa că le-am amestecat acum. Așa. Vreau să fac și câțiva butași, să vedem dacă o să reușesc să prind ceva. O să fie prima oară când încerc să prind niște coacăze, niște agrișe. Smeura o să scot din pământ. La smeură e altceva, se înmulțește. Smeura și murele se înmulțesc mai ușor, pe când la agrișe, la coacăze, prin tăierea unei crenguțe ceva mai groase, deja lemnificate, la fel ca la trandafiri, ca la anumite flori, o să încerc să fac niște butaj dintre ăștia, să vedem dacă o să reușesc. Am tăiat, te rog, focusează, nu dorește, camera bate și vântul tare, sper să nu se audă prea rău vântul. Și vreau să fac așa niște noi plante, niște arbuști tineri pentru la anul. Nu neapărat să îi pun la mine în grădină, pot să-i dau și la prieteni, la rude, pentru că decât să le arunc, m-am gândit că pot să încerc să le prind și să le dau. Ideea este că o să fie o încercare pentru mine, bineînțeles, o să le pun direct din pământ și am mai prins în trecut alte plante, dar e prima oară când o să încerc acum cu aceste coacăze negre, care mai au și câte o fructă pe aici și pe acolo și sunt bune. Da, și o să vreau să fac niște arbuști mai înalți, să fie formați stil copac, să nu fie stil tufă. Cele pe care le-am eu sunt formate cam urât, așa le-am cumpărat și sunt formate stil tufă. Trebuie să răresc și din smeură. Am tăiat și lăstarii tineri care au crescut deja la 2 metri jumate, 3 metri înălțime, unii din ei la smeuri, foarte înalți, și trebuie să îi tai. Mi-am făcut și culoar pe aici pentru că nu mai aveam loc, pur și simplu era ca o pădure. Pot să zic că am tăiat pădurea, am tăiat pădurea din grădină pentru că nu mai aveam loc. Dacă ați văzut într-un video anterior, recent am cules și toate fructele de coacăze negre. Bine, am cules nu doar coacăze negre, am pus și mure și pere și piersici. O parte din ele au căzut pe jos, uitați-vă cât de multe fructe sunt căzute pe jos. N-am ce să le mai fac cu ele. Da, se duc ele în mod natural și la fel foarte mult smeur a crescut pe aici, foarte multe, zici că e o pădure pur și simplu cum s-a format aici în interior, avem și o pânză de paianjen, ia uitați-vă cum este aici, zici că e pădure, foarte mult s-a înmulțit, se înmulțește ușor și ăstea toamna sau primăvara poți să le scoți, să se prindă cu cât mai mult pământ. Gen, o să mai dau și din astea. Și apropo, dacă este cineva interesat și dorește, poate să-mi scrie în comentarii și sau pe Facebook, pe pagina de Facebook, și dacă aveți posibilitatea și sunteți din zonă, vă dau cu cel mai mare drag, pentru că oricum trebuie să le scot și decât să le arunc. Prefer să le dau. Nu le voi vinde, nu le dau cu bani, le dau așa, pur și simplu le voi da dacă cineva dorește. Dar la toamnă, pentru că acum este cam prin septembrie, septembrie-octombrie, peste o lună să zicem că în septembrie o să fie ok de scos, că deja se răcorește vremea, și le scoatem cu hârlețul frumos, le tăiem, se micșorează, se taie cam așa, cât mai scurt posibil,
și să fie lăstare cât mai tineri în putere, cum ar fi și ăștia. Ăsta nu prea-mi place cum arată, dar am de unde, pentru că trebuie oricum să îi mai răresc, nu o să rămână toți. Imaginați-vă că uitați ce este aici, trebuie să las doar câteva, 2, 3, 4 pe fiecare plantă dintre asta, să le răresc destul de mult. Așa că, uite ce e aici. Au fructificat foarte bine, am cules, acum sunt cam petrecute. Soiul ăsta produce până prin luna august, adică până acum, și mai are câteva flori și câteva fructe, mai are 2, 3, 14 pe acolo. Suntem în data de, nici nu știu cât e astăzi, 9 august, cred. 9 august, dacă nu greșesc. Trebuie să intru și prin căpșun, pentru că a crescut buruiana foarte mult, a plouat, a avut apă din belșug și buriana crește văzând cu ochii, la propriu. De asemenea, toate fructele astea mi-am făcut culoar și am mai tăiat și în continuare. Deci am tăiat de aici, vreau să-i mai eliberez, pentru că vreau să încerc să-i formez să fie copăcel, să las doar una, două principale să se ridice în sus, cum ar fi aceasta centrală, din centru să zic, și o las pe asta să se formeze mai bine, iar cele laterale vreau să le tai pe toate. Toate care duc în jos, pentru că nici nu mi-a plăcut, deoarece, dacă observați, fiind foarte stufoasă, încă am mai tăiat de acolo, nici nu aveam loc să trec culoar. Sunt mulțumit pentru că a fructificat, dar crengile de jos atârnă prea mult și cad pe jos fructele, și în momentul când plouă sau bătea vântul, le lovea de pământ și se prăfuiau, și treaba asta nu prea este în regulă. Așa că o să vreau una principală, două, care se duc în sus, le las pe acelea, poate o să fructifice mai puțin decât anul ăsta, la anul, dar cel puțin știu că o să fie format frumos. Gen aceasta care e mai mare și să zic încă una. Ăsta de aici, ca exemplu, la fel. Ăsta e format cât de cât bine. Uitați, pe lângă a crescut și astea sunt de la smeură. Smeura și întinde rădăcinile absolut peste tot. Și o să vreau să tai acest lăstar tânăr care a crescut, chiar de e drept. O să-l tai și pe ăsta și o să las doar astea două, cel mai probabil. Și o să mai tai lateralele care dau să crească cum ar fi. Acesta crește în jos, deci nu-mi place cum crește, și ăsta de aici la fel, și pe acesta o să le elimin. Deci le tai frumos. Uite, smeură. Rădăcină de smeură. Bine, o tai. Principal le tai de jos, pentru că să nu afecteze foarte mult rădăcina, care sunt mai micuțele, mai smul. Aici avem roșu. Ăsta l-aș lăsa, pentru că, na, o să mă hotărăsc. Deci o să vreau să formez așa, să fie cât mai drept, și de aceea și lăstarii tineri pe care i-am tăiat de acolo, observați că sunt mai drepți, și în cazul în care reușesc să prind vreo 2-3, pot să-i și înlocuiesc deja, na, având 3-4 ani, aș putea să presupunem cam după anul 5 să pot să-i înlocuiesc la anul, și îi întineresc sau mai dau din ei. Uite, și ăsta la fel. Ăsta pot să-l formez, să-i dea de aici sau să pocnească de sus. Uite că avem aici un mugure. Da, și pe ăsta o să-l folosesc. Chiar și pe ăsta pot să încerc să-l folosesc. Pentru că, v-am spus, și mulți, toți, cam toți pe care o să-i tai de aici. Deci îi tai cât mai de jos și o să las fiind drept să formez o plantă mai pe placul meu. Sper. O să vedem. O să-i plantez direct în pământ. O să-i bag. Îi ud în permanență, să fie cât de cât la umbră, să nu bată soarele, să-i omoare. Acestea mai trebuie tăiate acum în verde, că deja sunt foarte mari și mai sunt care produc, care au fructe, și din cauza că au fructe, nu se dezvoltă fructele, nu se fac atât de mari, pentru că o să fure din energia plantei. Uite aici, una, să o mănânc acum. Foarte dulci, foarte gustoase și s-au înălțat foarte mult. Bate vântul. De asemenea, în capăt acolo, acel arbust, de fapt sunt doi mari principali, sunt agriși. O să tai și de acolo ceva crengi mai mari, să încerc să-i formez mai bine. N-am ce să le fac prea mult, pentru că deja ei sunt formați stil tufă,
dar o să încerc să formez pe viitor și ceva copacel, să fie cu tulpină mai înaltă și să crească, să facă fructele mai sus, pentru că pe jos personal nu prea mă atrag atât de mult. Uite și aici câte au căzut datorită faptului că au fost pe jos. Și nu aș putea acum să stau boabă cu boabă să le adun, deci n-are niciun rost. Mai sunt câteva, deși le-am cules, am mai lăsat așa să mai mănânc de gust câte una direct din copac, așa, din pomișorul ăsta, care sunt foarte gustoase. No. Prune mari, extrem de mari. Căzut. Dar ce coapte. Da, prune, smeură galbenă și pe aceasta vreau să o înmulțesc. Asta face pe tot parcursul anului. Deci ce vreau să înmulțesc foarte mult este, bine, o să scot la toamnă, o să scot și o să încerc să fac un rând. Ori voi face aici un rând, ori voi face în continuare să scot de acolo din căpșuni și să mai pun niște plante, pentru că sunt foarte productive. Galbena și aceasta roșie, care sunt mai mari, n-au aceeași aromă decât cele de acolo, sincer să fiu, cele din care sunt foarte multe, n-au aceeași aromă, parcă, dar sunt fructele mai mari și mai tari, puțin mai consistente. Și de asemenea, e foarte, foarte productivă. Ia uite. Zilnic adun, dar trec pe aici, mai iau 2-3 fructe, mai dau copiilor să mănânce, mai mâncăm și noi. Da, trebuie să te uiți să vezi pe unde s-au mai copt. Foarte gustoase și foarte aromate. Acolo, deci, trebuie să intru, să scurtez, să vedeți cum au crescut. Stați așa că bate vântul. Așa. Au dat lăstar tineri de jos. Pe aceștia la anul o să producă. Dar o să-i tai o parte din ei care se duc în jos. Cum ar fi ăsta? Mă încurcă. Vreau să fie partea de jos curată, aerisită, când mai fac copcă și bag furtunul să ud, să nu mă încurce și să nu cadă pe jos plantele. Fructele, îmi cer scuze. Și planta în sine să nu aibă pe jos. Aici avem niște mentă. Căpșunile s-au întins foarte mult pe aici. Nu cred că se văd foarte bine. Ba, se văd frunzulițele. Și trebuie să le mutăm tot la toamnă, pentru că se întind foarte tare și nu o să le lăsăm aici, pentru că trebuie să avem și loc pe unde să trecem. La fel va trebui să culeg iar mure, pere, cad pe jos și în partea aceea trebuie să intru să bag sapa, pentru că a crescut iarba mare. Crește printre plante, printre căpșuni, peste tot. Și poama a început să ni se coacă. Sunt mai multe soiuri. În principal toate sunt de masă. Toate soiurile astea sunt de masă, dar au început să coacă. Avem un strugure, cel puțin, cred că are un, nu știu, dar are vreo 700 de grame. Doar acel strugure pe care l-am văzut eu. Deci sunt foarte mari. Văd că s-a și stricat puțin ăsta, dar în rest, restul sunt ok. Acolo sus e unul mare, deci sunt vreo 7 tipuri, 7 soiuri, 7 sau 8 soiuri aici. Și roz, și roșie, și mamă, da, ce bate vântul. Albă, roz, neagră, nu le cunosc denumirea. Nu pot să vorbesc pentru că bate vântul. Da. O să mă pun în continuare să adun iarba, să tai și mai târziu voi pune aceste viitoare plante. Sper să se prindă cât mai multe. O să, din 2, 4, 6, 7 am aici și mai tai cel puțin vreo 10. O să se prindă. Așa că dacă e cineva interesat și
dorești o plantă sau smeură ceva la toamnă, putem să vorbim, îmi scrieți, dați un mesaj și rezolvăm până la toamnă într-un fel. Dacă e să fiți din zona mea, din apropiere, vă dau cu cel mai mare drag, pentru că v-am spus, decât să le arunc, prefer să le dau să aibă toată lumea sau cine dorește, pentru că ar fi și mare păcat să nu vă puneți în grădină o plantă, un colț cu cum avem noi aici pentru fructe de pădure, pentru voi, pentru copii. Da, mă pun în continuare să fac treabă. Toate plantele astea, vai ce vânt, ce vânt, toate frunzele, toate crengile pe care le-am tăiat vor fi date la capra. Deja i-am dat să mănânce un braț ca lumea, dar o să-i mai dau mai târziu și mâine, pentru că nu le dau pe toată odată, că le frunzărește și le împrăștie degeaba. Da, uitați-vă cum arată aici, cât de tare s-au înmulțit. Deci din planta principală au dat până în partea asta și pe toți ăștia eu nu pot să-i las aici, deci planta asta va dispărea de aici. Au crescut și printre țevi. Plantele astea la fel vor dispărea. Adică în sensul că le scot și le voi pune în altă parte, numai că nu le pot pune pe toate, deoarece nu avem mult teren. Adică imaginați-vă că dacă tot ce avem noi aici le-aș replanta în altă parte, la anul, pe vremea asta, o să am cel puțin 500 de metri pătrați, dacă ar fi să le, hai nici 500 de metri, dar vreo 200-300 de metri pătrați numai cu fructe de pădure. Și noi nu mai avem spațiu ca să le punem, de aceea prefer să le mai dau decât să le scot și să le arunc direct. Am mai dat de multe ori prin vecini, pe la rude, cine a dorit am dat. Cine mai dorește, o să dăm în continuare, că n-are rost să le las așa să se piardă totuși. Deci, scurtate, acum le-am scurtat o parte de aici, că nici în partea asta pe alei nu mai aveam loc să trec și a trebuit să le tai. În mod normal, dacă vrei să lași planta pentru anul următor, nu se taie atât de scurtă în niciun caz. Deci nu se taie atât de scurtă, dar dacă vrei să o plantezi în altă parte, să o scoți cu rădăcină cu tot, se taie scurtă. Cam un 30 de centimetri, să zic. Depinde. No, cam atât ar fi cu acest videoclip. Am vrut să fac un video să vă arăt ce mai facem noi pe aici prin curte, pentru că avem foarte multe activități și n-am timp să filmez atât de mult, dar încerc să-mi fac rost, să-mi fac timp 15-20 de minute, să vă mai prezint și vouă câteva din activitățile de zi cu zi. Sper să apreciați, aștept sfaturi și păreri în comentarii, nu sunt expert, vă spun să nu luați de bine întotdeauna ceea ce spun eu, că poate greșesc, dar din experiență, din ce am mai făcut în ultimii ani, până acum chiar a mers foarte bine plantelor. Dar aștept comentarii și sfaturi. Vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să apreciați cu butonul de like, să vă abonați, să activați clopoțelul cu notificări. Și am și pagina de Facebook pe care o găsiți în descriere. O zi frumoasă și numai bine, dragi prieteni!